Este dorul la Hollywood. Actori, prieteni și cinefili din toată lumea plâng dispariția lui Paul Walker, mort în urma unui crunt accident de mașină. În vârstă de 40 de ani, actorul a devenit cunoscut cu rolul din filmul Furioși și iute. Construit din flori, poze și lumânări, la câțiva metri de locul în care s-a produs teribilul accident, altarul ridicat în memoria actorului a devenit loc de pelerinaj. Cu ochii în lacrimi, zeci de fani au venit întreaga noapte să-i aprindă o lumânare actorului uneia dintre cele mai de succes producții cinematografice din ultimii ani, Furios și iute. On green, I'm going for... Viteza excesivă ar fi fost și principala cauza accidentului din weekend. La volan nu se afla Paul Walker, ci un prieten. Niciunul nu a avut însă nicio șansă de supraviețuire. După ce bolidul în care se aflau s-a izbit puternic de un stâlp și a luat foc, momentul a fost surprins de un cameraman amator. Dude, go away, it's gonna blow up. Dude, the guy's in there. He died. Go! The drive away, it's gonna blow up! I can't tell if there's someone in there. Someone, he is, he's dead. Până la sosirea echipelor de intervenție, oamenii au făcut tot posibilul să-i salveze pe cei doi. Mașina în care se aflau s-a făcut însă scrum. Cel mai probabil amândoi au murit chiar în momentul impactului. He was trapped. You could see him. I could see him. Did he say anything or was he unconscious at that point? He was unconscious. Paul Walker a devenit cunoscut odată cu rolul din seria Furios și iute, cel mai nou film din serie, al șaptelea, urma să fie lansat în vara anului 2014. Bilanțul